de 16 mai, platforma civică Rastel dorește să dea citire declarației pentru reziliența comunităților de rom. Și cu permisiunea dumneavoastră vreau să dau citire direct. Rezistența romilor în fața agresiunilor este un fapt consemnat istoric, iar data de 16 mai se referă în mod specific la un episod de rezistență colectivă și organizată a noastră împotriva nazismului. Astăzi, noi, Platforma Civică Rastel, marcăm împreună cu romii din România și din Ucraina rezistența istorică a strămoșilor noștri, dar și cea contemporană a tuturor romilor din Europa. La 78 de ani, de la evenimentele din Birkenau, dovada rezistenței trebuie făcută din nou de către cetățenii de etnie romă, care din punct de vedere istoric au fost expuși actelor de rasism și victime ale agresiunilor acelor sisteme, lăsând un urmă istorie care relevă repercusiile acestor fapte, inclusiv în zilele noastre, și care încetinesc procesul de reziliență, spre deosebire de alte popoare care au trăit aceeași istorie. În contextul războiului curent, s-a scos în evidență faptul că romii din Ucraina au furat tancurile rusești, omițind încă o dată faptul că romii se luptă alături de alți cetățeni pentru apărarea țărilor, un fapt firesc, consemnat din nou cu ironie, în mod stereotipic. Știm despre ei că s-a spus că au furat tancurile rusești. Nu că le-au capturat, așa cum s-ar fi spus despre orice alt cetățean ucrainean prezentat eroic. Din acest motiv, fraților și surorilor, simbolic, am adus celebrul tractor capturat în fața agresorului și a opiniei publice pe bulevardul Chiselev. Rezistența romilor pentru noi, pentru romi, nu este ceva special. Nu se întâmplă doar în momente critice, ci este un modus vivendi. Rasismul neromilor împotriva noastră fiind evenimentul cultural care ne împinge să trăim în precaritate, în marginalitate și într-o continuă anxietate socială. Pentru foarte mulți romi, rasismul întâmpinat zilnic a devenit ceva obișnuit, ceva ce nu te mai surprinde, ceva ce ne ține blocați în interacțiunea istorică din timpul sclaviei romilor din spațiul românesc. Și din acest motiv, spune răspicat, Arasel! 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 Și îndemnăm frații și surorile noastre să-și exprime rezistența printr-o solidaritate sporită și să înțeleagă că este momentul să ne mobilizăm și să ne organizăm. Platforma civică Rastel și-a asumat viziunea fondatorului Nicolae Gheorghe, care considera că rezistența în fața rasismului și agresiunii de zi cu zi a romilor va trebui să se cristalizeze prin reziliență în organizarea noastră și participarea activă la viața societății. Rezistența tacită în fața rasismului, prin evitarea confruntării, înghițitul în sec, disconfortul emoțional continuu, trebuie să înceteze și este datoria noastră, a romilor, să ne organizăm în acest scop. Motiv pentru care vom striga împreună rezistența romilor! Rezistența romilor! Rezistența romilor! Rezistența romilor! Rezistența romilor! Astăzi, încă o dată, facem dovada rezistenței. În ultimele sute de ani, în ultimele decenii, romii au trebuit să facă dovada rezistenței atât în fața sistemelor, cât și în fața agresiunilor zilnice. Avem dovada azi, cu războiul din Ucraina, că romii încă o dată sunt expuși la aceste agresiuni. Platforma civică Rastel a stat în gară în ultimele două luni de zile și s-a asigurat că romii beneficiază de același tratament. Din păcate, înșelările, așteptările noastre nu ne-au fost înșelate și ne-am lovit din nou de disciplinare. Mai mult decât atât, despre romii care luptă pe front în acest moment și care se mândresc cu etnia lor și care postează zilnic, nu s-a spus nimic. Ce s-a spus despre romi este că au furat un tank, în mod ironic, încă o dată. Tankul pe care l-avem aici, și care, în mod simbolic, a fost tractat așa cum bine ați văzut, de către un tractor. Mesajul nostru este, în primul rând, către romi, pentru că este momentul să punem umărul la ceea ce înseamnă reziliența noastră.
Este momentul să rezistăm încă o dată în fața acestui regim. Și cum o să facem chestia asta? Repetăm încă o dată, prin solidaritate, prin mobilizare și organizare. Solidaritate! 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 Solidaritate!